La 14 august 2019, în satul Meleștii Mici din Republica Moldova, s-a întâmplat o tragedie. Să ascultăm știrea. În această dimineață, o fetiță de doar 5 ani din Meleștii Mici a fost mușcată de un câine de rasă ciobănesc german, ulterior aceasta a murit. Sora mai mare a acestei de 7 ani a alertat locuitorii din sat, care ulterior au apelat serviciul 112. O rudă ne-a povestit îngrozită despre momentul când a aflat vestea. Femeia spune că fetița mai mare s-a adresat vânzătoare de la magazinul din sat. Ea nu știe la cine să duc să adreseze. S-a dus la magazin la doamna Sveta, care zicea că la magazin, și a început a plânge că la mine, că sosurioara e mâncată și iei carne pe în casă. Când o sărite că nevasta pește fereastră, iedea muștele pește dânsa. Haideți acum să vă atrag atenția la câteva detalii cu privire la ceea ce s-a întâmplat și apoi să privim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru la care vreau să vă atrag atenția este că fetița aceasta avea 4 ani și ea era într-o curte unde stăteau doi câini ciobănești germani și câinii aceștia erau câini agresivi, câini răi. Deci gândiți-vă, o fetiță de 4 ani și o fetiță de 7 ani stă într-o curte unde sunt doi câini despre care se spune că erau legați cu lanț. Fetița de 4 ani în orice moment putea să ajungă până la lanțul acestor, deci fetița era expusă la pericol să ajungă acolo. Al doilea lucru, gândiți-vă că câinii aceștia puteau să fie ținuți într-un colier cumva, făcuți ceva îngrădit, o siguranță de plină. Însă câinii au reușit să se rupă, unul din câini a reușit să rupă lanțul și să o sfâșie pe fetița aceasta. Cred eu despre agresivitatea acestor câini nu era un lucru nou pentru stăpân. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Exodul, la capitolul 21, scrie astfel. Dacă un bou va împunge și va omorî pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu îi se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. Vedeți, este un caz similar, o situație similară, când un animal omoară un om. În cazul nostru, câinele acesta a omorât o copilă de 4 ani. Unde se încadrează stăpânul acestui câine? El se încadrează la cel care a știut sau cel care n-a știut? Eu cred că el se încadrează la versetul a doua, unde el știa bine, el nu era un lucru nou pentru el, că câinii aceștia sunt agresivi și sunt în stare să omoare copila aceea. Copila aceea putea singur să ajungă acolo, el a expus copila aceasta la pericol când a lăsat-o să se joace în curte singură cu surioara ei doar de 7 ani. O fetiță de 4 ani se joacă cu o fată de 7 ani, el deja a expus-o la pericol și pe prima și pe a doua. Cel puțin cea de 4 ani în orice moment putea să meargă, să se apropie, să vină prea aproape de area până unde ajunge câinele fiind legat și să fie încățată de câine. Acum uitați-vă, câinele s-a rupt de la lanț și câinele a ajuns până la ea. Deci omul acesta se face vinovat pentru că el știa, el este vinovat de omorul acestei fete pentru că el știa că câinele acesta este agresiv și el a lăsat circumstanțe foarte periculoase pentru fetița aceasta, circumstanțe în care ea putea să fie omorâtă chiar și dacă câinele nu se rupea de la lanț. Însă iată, câinele s-a rupt de la lanț și s-a întâmplat tragedia. Un alt detaliu care am auzit, tot privind, citind diferite știri, am văzut un alt detaliu. Deci omul acesta, el era în stare de ebrietate atunci și el dormea în casă. Când s-a întâmplat tragedia, el dormea în casă. Fetița a strigat, fetița mai mare a strigat, după ce a fost mușcată, fetița mai mică a fost mușcată la artera gâtului și atunci el a ieșit afară, a luat fetița, a dus-o în casă și în loc să fi chemat salvarea, în loc să fi făcut tot posibilul pentru a salva fetița, el s-a dus și a luat câinele acesta care a mușcat fetița și l-a dus în câmp.
L-a dus în câmp, cineva spune cu gând că apoi pe urmă să-l omoare. Nu, eu nu cred că l-a dus în câmp pentru ca să-l omoare. El a vrut să-l protejeze. Cred eu, sunt înclinat să cred că de fapt el a dus câinele acesta ca să-l protejeze. Și însăși faptul că el atunci a acordat mai multă atenție câinelui decât fetiței, îmi arată că pentru el câinele acesta a fost mai important decât fetița. Protecția câinelui a fost mai important decât salvarea vieții acestui copil. Tocmai de aceea, bărbatul acesta, la știri n-a fost scris numele lui. Lumea din sat cu siguranță știe numele lui și presupun că și el mă va asculta. El ascultă. Dragul meu, dacă mă ascult, să știi, tu ești vinovat de moartea acestei fetițe. Sângele acestei fetițe este pe mâinile tale. Pentru că tu ai știut că câinele acesta este un animal rău, un animal periculos, care putea să omoare pe fetiță, numai când ai lăsat fetițele acestea în curte, le-ai lăsat acolo în preajma unor animale atât de periculoase, te-ai făcut vinovat. Acum, câinele acesta, din moment ce a mușcat-o, tu ai lăsat fetița în casă și ai plecat pentru a salva câinele. Pentru tine, câinele a fost mai important decât viața acestei fetițe. Groaznic. Este o tragedie groaznică. Am aflat că responsabilii de la ANSA, ei au mers și i-au administrat niște pastile acestui câine, însă până acum nu știm ce s-a întâmplat cu câinele. Scriptura spune foarte clar, câinele acesta trebuie să fie omorât. Eu nu știu de ce cei de la ANSA, alții, ei sunt preocupați mai mult de faptul dacă câinele acesta este bolnav de rabii sau nu este bolnav de rabii, și dacă este bolnav de rabii, atunci să-l trateze să nu mai fie bolnav de rabii sau eu nu știu ce. Însă Scriptura spune clar, câinele acesta trebuie omorât, câinele acesta este foarte periculos. N-am apucat să citesc, dar mi-au spus cineva dimineață când am împărtășit știrea aceasta groaznică, cineva mi-a spus că deja pe Facebook s-au început mari discuții și cineva sară în apărarea câinelui și tot în jurul câinelui că trebuie protejat câinele, câinele nu este vinovat nimic. Dragii mei, câinele acesta a luat viața unui copil, câinele acesta este foarte periculos. Și Scriptura spune, câinele acesta trebuie să fie omorât, pentru că el este periculos. Și noi se pare că generația aceasta, neamul acesta a nostru, oamenii chiar își pierd mințele cu totul. Pentru că viața unui câine a devenit mai importantă decât viața unui om. Dragii mei, vreau să vă spun, omul este cel care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri au fost create pentru om. Animalele au fost create pentru om. Totul a fost creat pentru om. Omul este cel care are suflet veșnic. Și iată, bărbatul acesta s-a făcut vinovat. Încă o dată, repet, sângele acestui copil este pe mâinile acestui bărbat, căruia nu i-a păsat și nu s-a gândit și din neglijența lui s-a întâmplat lucrul acesta. Și însăși faptul că a mers să protejeze, să ascundă câinele, și se pare că nu doar el, se pare că mai mulți așa gândesc. Tot în jurul acestui câine, dar până acum încă n-a fost o veste prin care să aflăm că acest câine a fost omorât, ceea ce trebuie să se întâmple. Este un câine periculos. Felicitări pentru vecinul care zice că a intrat pe geam și a asumat riscul. Când a aflat ce s-a întâmplat, a spart geamul sau a deschis geamul și a intrat pe geam, pentru că se pare că știau bine cine este omul acesta, bărbatul în curtea căruia s-a întâmplat toată tragedia și în grija căruia au fost dați copiii. Eu aș vrea să se cerceteze bine și mama acestor copii și concubinul ei, pentru că ei au lăsat copiii în grija unui om care nu s-a îngrijit de ei. Ei oare când au adus copiii aceștia în grija lui, oare ei nu au văzut că el este unul care consumă alcool, că am înțeles, era în stare de ebrietate și dormea. Când s-a întâmplat tragedia, el era în stare de ebrietate, el dormea în casă. Oare ei nu și-au dat seama că tragedia aceasta este iminentă, se poate întâmpla? Ei nu și-au asumat riscul acesta? Oare ei nu au înțeles în grija cui lasă copilul? De aceea, dragii mei, gândiți-vă că o mare parte din vină vă revine vouă, pentru că voi ați văzut, ați înțeles că este un pericol și n-ați întreprins nimic. Nu v-ați gândit că copilul acesta de 4 ani poate ajunge până în area de unde îl poate mușca câinele. Și ar fi trebuit să întreprindeți ceva ca câinii să fi fost luați de acolo, chiar dacă ați hotărât să lăsați copiii în grija unui om care obișnuiește să bea și ziua în amiază mare el este în stare de ebrietate, lucru care n-ar fi trebuit să-l faceți, dar dacă totuși ați hotărât să-i lăsați poate pentru o perioadă scurtă sau nu știu cum, măcar cel puțin vă asigurați că copiii aceștia nu sunt expuși la pericolul de a fi omorâți de câini, ceea ce s-a întâmplat. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus, de fapt, când
a rezumat Domnul Iisus toată legea și prorocii, a rezumat toată învățătura lui Dumnezeu, a spus că sunt două porunci. Prima este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și a doua, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragii mei, este tragedie mare și la Caracal s-a întâmplat același lucru. Și aici la noi se întâmplă același lucru. Tragedia aceasta s-a întâmplat pentru că a dispărut iubirea de aproapele. Atunci când oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu, atunci oamenii nu mai pot iubi nici aproapele. S-a ajuns până acolo cu oamenii nu-și mai iubesc copilul lui propriu, nu-i mai pasă de un copilaj de 4 ani, îl expune la așa pericol și atunci când moare un copilaj de 4 ani, când este în pericol să moară, când moare un copilaj de 4 ani, în loc să faci tot posibil pentru a-i salva viața copilașului, tu pui mai mare preț pe câine și ai câinele ca să-l duci undeva, să protejezi câinele. Nu, dragii mei, asta este o tragedie, o tragedie mare pentru poporul nostru. Și cazul acesta care s-a întâmplat la Mileștii Mici arată starea lucrurilor pe care o avem în țară. O țară unde viața omului nu mai prețuiește. O țară unde viața unui câine este mai importantă decât viața unui om. Asta este o tragedie, dragii mei, și tragedia asta vine din faptul că nu ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă L-am cunoaște pe Dumnezeu și am cunoaște caracterul Lui și cuvântul Lui, atunci am dat valoare și vieții omenești. Dar noi am ajuns că nu mai dăm valoare vieții omenești. Domnul Iisus ne învață să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul și să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Oriunde ne ducem, ne ciocnim de o lipsă totală de dragoste pentru aproapele. Și v-am zis, mai mult de acum am început să iubim câinii și să prețuim câinii sau alte animale decât să prețuim oamenii. Am și o veste bună pentru omul acesta, cel care se face principalul vinovat de tragedia care s-a întâmplat acolo, în Mileștii Mici. Dragul meu, în Scriptură spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Eu te sfătuiesc, te îndemn fierbinte. Ia cuvântul lui Dumnezeu, ia Biblia și o citește bine ca să înțelegi caracterul lui Dumnezeu, să înțelegi voia lui Dumnezeu și pocăiește-te profund de păcatul acesta. Nu încerca la judecată dacă te vor trage la răspundere organele de drept. Nu încerca să te dezvinovățești la judecată. Nu încerca să te dezvinovățești în fața oamenilor. Ești vinovat. Recunoaște-ți vina. Pocăiește-te pentru vina ta. Dacă ne mărturisim păcatele, le recunoaștem păcatele, atunci Dumnezeu este gata să ne ierte să ne curățească de orice nelegiuire. Întoarce-te din toată inima la Dumnezeu și alege să fii un bun ucenic al Domnului Iisus Hristos ca să primești iertare pentru păcatul acesta și pentru alte păcate. De asemenea, vreau să-i fac același îndemn și părinților, mamei acestui copil și concubinului care trăiește cu ea. Voi aveți partea voastră de vină mare, grăbiți-vă să vă pocăiți de păcatul pe care l-ați săvârșit și haideți toată societatea să ne venim în fire, să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu din cuvântul Lui și nu așa cum ne trece nouă prin cap, să-L cunoaștem din Sfintele Scripturi, să cercetăm Sfintele Scripturi ca să ne întoarcem la dragostea de Dumnezeu și să ne întoarcem la dragostea pentru aproapele nostru și să prețuim viața omenească. Dumnezeu este autorul vieții. Viața vine de la El. El ne-a dat viața. El prețuiește viața noastră și vrea să o prețuim și noi, și pe a noastră, și pe altor oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să distribuiți mesajul acesta ca să-l audă cât mai mulți. Poate scoatem o lecție, tragem o lecție din cazul acesta și nu-l mai repetăm. Așa să ne ajute Dumnezeu.